Avocatul poporului Ceslav Panco s-a autosesizat în urma celor două accidente grave de săptămâna trecută de la Bahmut și cel din apropierea aeroportului, soldate cu decesul a 6 persoane. Panco susține că a fost inițiată o anchetă și vor fi analizate acțiunile sau inacțiunile autorităților care au dus la producerea acestor accidente, mai ales că au fost implicați doi oameni ai legii. Deci acestea a fost din considerentul că 6 persoane au decedat, dacă am văzut mai multe informații pe acest aspect, una. Și a doua, fiindcă sunt implicate mai multe persoane din sistemul de ocrotire a normelor de drept, procuratorii și poliției. Ombudsmanul va analiza și acțiunile sau inacțiunile autorităților care ar fi putut preveni producerea acestor accidente. Totodată va monitoriza și modul de desfășurare a anchetelor, inclusiv finalitatea acestora. În contextul în care noi facem un studiu mai amplu, comențat din august, și ne-ar interesa dacă instituțiile de stat, în special sau inclusiv poliția, au făcut toate acțiunile și au depus toate măsurile ca astfel de accidente să nu fie, pe de-o parte, pe de-altă parte, vedem care ar fi vinovăția propriu-zis șoferilor celor două mașini. Și să vedem finalitatea și anchetei. Amintim că în seara de 20 octombrie, în satul Bahmut, Călăraș, o căruță a fost spulberată de un automobil. În urma impactului, 4 oameni au murit, printre care un copil de doar 3 luni. A fost inițiată o cauză penală, iar șoferul automobilului, care s-a dovedit a fi un procuror, a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Un alt accident s-a produs pe 21 octombrie, în apropierea aeroportului internațional Chișinău. O motocicletă s-a ciocnit cu o mașină de patrulare a Inspectoratului Național de Securitate Publică. În urma impactului, motociclistul și pasagerul său au murit pe loc. Conducerea IGP a dispus inițierea unei anchete de serviciu, iar șoferul mașinii INSP a fost plasat în arest pentru 30 de zile.